lecțiile anterioare am vorbit despre structura gamelor majore și minore, adică despre modul acestora de alcătuire, astfel încât să ajungem la o sonoritate veselă sau tristă. Are această informație legătură cu realitatea muzicală? Adică există melodii triste și vesele? Există! Pentru a avea o sonoritate veselă sau tristă, ele trebuie să respecte anumite reguli. Iar regulile constau în ordinea tonurilor și a semitonurilor ce intră în alcătuirea acestora. Însă, mai mult ca sigur că vă întrebați ce rol au aceste game. De ce trebuie să știm să construim game? Pare a fi ceva mecanic, fără pic de muzicalitate, repetitiv și chiar plictisitor. Ei bine, astăzi vom vorbi despre rolul gamelor în muzică. Cu toții vrem să învățăm muzică pentru a cânta melodii, nu game. Altfel, când cineva te roagă să-i cânți ceva, nu vei începe să-i cânți game majore și minore, nu? Gamele sunt ca literele. Dacă vedem litere separat, probabil nu par să aibă vreun sens. Însă, atunci când acestea alcătuiesc cuvinte sau fraze, poate fi chiar emoționant. Pentru a înțelege mai bine, vom lua ca exemplu câteva partituri muzicale scrise în diferite tonalități. Să analizăm un mic fragment din Lacul Lebedelor de Piotr Ilic Tchaikovsky. Partitura, realizăm că la cheie nu există armură, adică niciun diez și niciun bemol. Care sunt cele două tonalități cu zero alterații la cheie, una majoră iar cealaltă minoră? Acestea utilizează doar clape albe. Bine, vă voi ajuta! Cele două game, una majoră iar cealaltă minoră cu zero alterații la cheie, se numesc do major și la minor. Să ne gândim, în ce tonalitate credeți că se află melodia Lacul Lebedelor? Ce fel de sonoritate ne transmite? Melancolică! Perfect! Zero alterații plus sonoritate melancolică egal la minor. Să scriem gama la minor începând cu nota la 1 și încheiind cu nota la 2. După cum observăm, doar clape albe. Haideți să privim atent notele melodiei. Observăm un mers treptat. Ce anume ne comunică acest pasaj de 5 note? Sunt exact primele 5 note ale gamei la minor. La, si, do, re, mi. Putem observa și insistența cu care se instalează sunetul la în fragmentul muzical. O melodie este compusă atât din mers treptat, cât și din salturi. Și bineînțeles că putem depăși limitele unei octave atâta timp cât utilizăm sunetele permise de tonalitate. În acest caz, clapele albe. Însă putem fi creativi și să compunem noi o melodie în tonalitatea la minor. Regula? Folosim doar note naturale. Poate fi melodios și mersul treptat al unei game, nu-i așa? Să analizăm acum o partitură în tonalitate majoră.
De exemplu, Mica serenadă nocturnă de Wolfgang Amadeus Mozart. Care ar fi tonalitatea acestei lucrări muzicale? Începe cu sol, ca sonoritate este veselă, iar la cheie are o armură. Fa diez. Dacă vă amintiți din lecțiile anterioare, tonalitatea majoră care are fa diez la cheie se numește sol major. Deci, cu excepția lui fa diez, toate celelalte sunete ale gamei sol major vor fi naturale. Mozart începe partitura cu elementele acordului sol major. Sol, si, re. Continuat apoi de acordul dominantei cu septimă, adică a treptea cincea, re, fa diez, la, do. Revenind la partitura noastră, ce sonoritate am obține dacă nu am cunoaște elementele gamei sol major și în loc de fa diez am pune din greșeală fa natural? Motivul pentru care trebuie să utilizăm sunetele tonalității, respectând armura de la cheie. În concluzie, cunoscând gamele, putem înțelege cu mai multă ușurință o lucrare muzicală și, de ce nu, putem deveni compozitori! Vă încurajez să începeți să creați cât mai multe lucrări muzicale, utilizând baza teoretică, dar și simțul melodic interior.